în momentul în care avem vițelul fătat, nu? Ce facem? Primul lucru, asigurăm respirația. O să avem un slide mai încolo să vedem treaba asta. Și apoi îl punem pe cântar. Nu știu câți dintre fermierii din România pun vițelul pe cântar imediat după ce se naște. Mă rog, în primele 24-30 de ore. Asta înseamnă greutatea la fătare sau greutatea la naștere. Ce greutate trebuie să aibă vițelul? Aproximativ 6-7% din greutatea de adult, nu? Deci dacă avem o vacă bălțată românească, cum se crește în Transilvania mai mult, cu o greutate de aproximativ 600 de kilograme, înseamnă că vițelul trebuie să aibă la naștere 36-38 de kilograme. Nu, asta este greutatea ideală. Sigur că noi știm, viței masculi sunt mai grei, viței femele sunt mai ușoare, nu? Știm că dacă sunt gemelare, sunt mai mici. Dar, per total, trebuie să aibă împreună 6-7% din greutatea adultului. Diferă și cu rasa foarte mult greutatea la fătare. Dificultăți la fătare, aici nu o să intru, că intrăm deja în patologie medical-veterinară, dar asta pot să spun că la rasele mai specializate pentru producția de lapte, apar mai des dificultăți la fătare, nu? Și dacă avem niște vaci de rasă Holstein Friză importate mai ales, o să avem nevoie de asistență la fătare. Îngrijirea noului născut, aici am și o poză. Așa cum am spus, primul lucru trebuie să asigurăm respirația. Și știu că în fermele din România, inclusiv la stațiunea didactică a facultății din Timișoara, obiceiul este, s-a născut vițelul, îl ridicăm de picioarele din spate cu capul în jos ca să-i se scurgă toate lichidele eventuale care au intrat în tractusul respirator. Greșit, cel mai greșit lucru, pentru că în cazul acesta toată masa intestinală apasă pe diafragmă și vițelul nu mai poate respira. Cea mai bună metodă este să îi stimulăm strănutul, fie cu un fir de pai, da? Pentru că respirația simplă nu elimină acest lichid. Și atunci fie cu un fir de pai îl gâdâlăm la nară, da? Dar atenție, nu introducem firul de pai prea adânc, doar în jurul nării, da? Sau cu degetul. Asta este cea mai bună metodă și atunci vițelul strănută și elimină eventualele lichide pe care le-a înghițit. Sigur, o altă metodă pe care, sincer, n-am încercat-o, am citit-o și în literatură, este să spălăm fața vițelului cu apă rece. N-am încercat-o, dar dacă vreți să o încercați pe asta înainte de a gâdila, este literatură. Deci, apoi, după ce am asigurat respirația vițelului, trebuie să ne ocupăm de cordon umbilical. Da? Îl stoarcem de la bază spre vârf, nu? Și îl înmuiem în tinctură de iod. Îl înmuiem, nu-l pensulăm. Este cea mai bună recomandare făcută de medici veterinari americani. Apoi, tehnologia modernă zice să mutăm cât mai repede vițelul de lângă mama lui. Aici sunt mai multe teorii. Dacă ești acasă și ai 2-3 vaci, e mai bine să lași vițelul lângă vacă. Dacă însă exploatația este mai mare în sistem industrial, cel mai bine este să muți vițelul în alt adăpost. Și aici intervine ochiul stăpânului, nu? Dacă ești acasă și vițelul tău, atunci te ocupi de el și ai grijă ca să-l pui la vacă să-l sugă. Dacă exploatație e mare și ai angajați, acolo deja intervine exploatarea omului și nu a vacilor, da? Și intervine efectul om. Sigur că după ce am mutat vițelul în adăpostul de creștere, după ce am făcut și identificarea și l-am pus și pe cântar, da? Administrăm colostru. Colostru este primul lapte muls, da? Și recomand păstrarea laptelui de la prima mulsoare în frigider, timp de 24 de ore nu se întâmplă nimic, sau congelat în pungi de câte 2 litri și jumătate.
O să revin la colostrare, pentru că este un lucru foarte, foarte important. Un lucru care iar nu se face, nu am văzut eu, probabil că sunt ferme în România pe care nu l-am văzut cu siguranță, și acolo se face, vaccinarea vițelului. Da? În America, de exemplu, la naștere vițelul primea 4 injecții, da? Primea 2 ml de o soluție de fier, 2 ml de o soluție de seleniu cu vitamina E, da? Primea 1,5 ml de penicilină retard subcutanat și mai primea o penicilină simplă intramuscular. Deci asta era tratamentul vițelului la naștere, plus în fiecare nară un vaccin împotriva IBR. Deci asta era tratamentul pe care îl aplicam la vițel și acolo și arăt cum făceam, da? Cu 4 seringi, nu? Că n-aveam voie să amestec soluțiile, le dădeam la vițel.